Hai că a terminat, trecut și pauza echipelor naționale cu marile rezultate obținute de băieții lui Edi Ordănescu și acum vom reveni la ale noastre. Fotbalul rapidist, care cred eu că ne interesează mai mult, cel puțin pe mine, mă interesează mult mai mult și voiam să comentez puțin transferul lui Kevin Sony, un atacant camerunez adus să-l substituie pe Duganzici. În primul rând pentru că, na, după cum bine știu, Duganzici a plecat acum o săptămână, nici nu mai mi-aduc aminte exact când, dar cel cert e că în această lună, septembrie, a plecat în Arabia Saudită. Am și comentat acea mutare, dar evident, rapid rămăsese descoperit la capitolul atacanți. Adică atacanți din punct de vedere realist, vorbi, nu să bagi pe oricine. Varianta pe care clubul a găsit-o nu mă încântă foarte tare. Dar nici nu cred că este o variantă rea, pentru că, na, e greu să aduci pe cineva în perioada, când perioada de transferul s-a încheiat, să aduci pe cineva decent. Atacantul camerunez are bile albe, destule bile albe, în sensul că a fost crescut de PSG și Bordeaux. A și jucat puțin pe la Bordeaux, mai mult la echipa a doua, e adevărat, dar asta e. Ca majoritatea fotbaliștilor de genul care ajung în România, că doar nu a jucat 700 de meciuri la Bordeaux și venea să joace în România. Apoi a jucat prin Spania puțin, pe unde la un nivel acceptabil, să zicem. Și în cele din urmă, cariera lui aluneca, s-a dus către Grecia, Turcia, unde de vreun an și ceva nu mai e nimic, adică n-a mai jucat nimic. Spun asta pentru a ne duce spre bila neagră pe care o are. N-a mai prea jucat și atunci e complicat să ne așteptăm ca el să aibă un impact imediat. Poate nici măcar să aibă un impact de tot până în iarnă. Nu e ca Rahmani care a venit din Kosovo și a intrat imediat și a dat gol. Probabil că nu se va întâmpla asta cu el, nici nu e de așteptat asta. Este de văzut dacă el se va adapta și cum va juca pe viitor. Bun. Revenim la bila neagră, pe lângă cariera care și-a construit-o cât de cât, totuși are doar 25, doar 25 de ani, nu e puțin 25 de ani, dar nici mult, mai ales când îți vine liber de contract și mai ales când are bagajul ăsta despre care am vorbit. El a jucat la Steaua Tripolis în sezonul 2021-2022, unde a avut o prestație, să zicem, mediocră, pentru că el ca atacant are foarte puține goluri marcate, dar nu vreau să mai folosesc asta ca un contraargument, pentru că mi-aduc aminte ce s-a întâmplat cu Duganzi. Și dacă Duganzi avea mult mai puține goluri decât Sony și a dat 28 la Rapid într-un an, practic, atunci se poate întâmpla orice. Deci nu vreau să mai bat monedă pe treaba asta. Cert e că el vine cu cifre modeste la Rapid, cu numere modeste și chiar dacă are și o selecție națională a Camerunului, național Camerunului acum e un național care nu contează cu adevărat, să zic așa, sau contează prea puțin. Da, cam asta am vrut să spun despre Sony. E un transfer până la urmă acceptabil, având în vedere situația care s-a creat după plecarea lui Duganzici. Dar este un transfer pe care eu sper să-l vedem dând roade. Și care poate va fi și capacitatea de tribună, capacitatea de ceea ce înseamnă Rapid și atunci va fi o mutare care pe urma căruia Rapidul să pe urma căruia Rapidul să aibă de câștigat. Deocamdată Rapid are doi atacanți străini, pentru că alți atacanți efectiv Rapid nu are, dar sunt suficienți. Probabil că Sony va avea nevoie undeva la o lună, cel puțin, ca să își intre într-un ritm de joc, dar la modul să joace, nu știu, măcar jumătate de oră pe meci, la un nivel bun. Probabil că e în urmă cu pregătirea, pentru că chiar dacă a fost, poate s-ar fi antrenat el, dar neavând echipă e mai complicat, dar vom vedea. Și voiam să spun că conducea s-a mișcat repede. M-a surprins foarte tare că, uite, despre asta n-am vorbit, plecarea lui Junior Moraes, în schimb. Un fotbalist care, din punctul meu de vedere, nu trebuia să plece pentru că tu nu mai ai fundaș stânga de rezervă. Acum știu, poate juca Brown, dar Brown este fundaș dreaptă. El acolo excelează și acolo trebuie să joace, pentru că atunci când a mai fost mutat de pe un flart altul, a dat autogol cu voluntar sau Petrolul, cine l-a dat. Mai mi-aduc aminte acum. Cred că totuși cu Petrolul. Și atunci, având acest handicap, nu trebuia să lași pe Junior Moraes să plece. Bine, poate a insistat omul, poate nu știu ce s-a întâmplat. Ideea este că trebuia tras un pic de el, pentru că, până la urmă, cred că se putea ajunge la o înțelegere.
Evident că dacă i s-a spus, probabil că șumurică l-a vrut la Gaziantep și a zis șumurică că o să-l folosească, atunci a fost mai complicat, dar Rapid este neacoperit acolo. L-are doar pe Borza, un fotbalist de mare perspectivă, dar este un fotbalist care nu are, nu știu, din punctul meu de vedere, nu are ceea ce trebuie ca să fie undisputed, ca să zic așa, de necontestat pe partea aia. Și atunci tu aveai nevoie de o rezervă. Rezerva asta nu există, Brown nu este fezabil, am văzut că au comentat unii cu Grigore, cu Iacob. Da, așa poți să-l pui pe Drăghia, poți să-l reprofilezi pe Ioniță, de exemplu. Uite, asta e o idee care mi-a venit mie, poate îl reprofilezi pe Ioniță, că nu e nicio problemă. Poate omul nu se mai regăsește pe faza de atac, nu mai poate face contribuție acolo, bași pe fundaș stânga. Nu e nicio tragedie până la urmă să faci chestia asta. Adică poți să faci tot felul de experimente și tot felul de mutări, dar eu zic că n-ai fundaș stânga. Și Junior Moraes era bun ca rezervă. Și nu numai ca rezervă, că putea Borța să nu poată juca sau să joace slab două meciuri. Și puteai să îl execuți între ghilimele pentru un meci sau două și să-l bagi, nu știu, pe Pănoiu sau pe Cârjan, să-i bagi la categoria Under 21 și să-l bagi pe Moraes și în locul lui. Pentru că Moraes n-a dezamăgit. A fost între puțini fotbalici care n-au dezamăgit. Da, că a avut și prestații mai stabile. Dar și au toți prestații mai stabile. Nu poți să faci și să dai afară. Că nu a fost Florin Ștefan. Florin Ștefan era o catastrofă. Deci de el e bine că s-a scăpat, dar de Junior Moraes eu nu cred că era momentul să se renunțe la el. În fine, până la urmă este de urmărit ce se va întâmpla. Eu, sincer, la asta m-am gândit. Eu aș încerca cu Alex Ioniță acolo. Nu avea profil de fundaș, dar eu zic că trebuie să încerce să vină cu ceva în plus dacă Rapidul să-l păstreze de la iarnă. Și asta ar fi, din punctul meu de vedere, ar fi o mutare interesantă, de încercat, dacă e nevoie. Eu asta aș încerca, aș vorbi cu el, asta aș face, pentru că, până la urmă, Ionita a jucat atât timp în bandă, poate să joace acolo, fie fotbalist de picior stâng și asta e. Eu zic că nu e ceva de neglijat, dar la astea se pot preta mulți fotbaliști, pentru că până la urmă când ești fotbalist, adevărat, poți să joci și trebuie să joci pe multe poziții, dar nu asta e ideea. Ideea este că, din punctul meu de vedere, la Moraes nu trebuia renunțat. Acum să vedem Kevin Sonny ce va face, să sperăm că va avea un impact pozitiv la Rapid Cup. De altfel, majoritatea fotbaliștilor străini care au venit în ultimele două sezoane, chiar dacă unii au jucat mai mult, mai puțin în anumite momente, au jucat mai mult în anumite momente, mai puțin în altele, precum Papo, precum nu știu. Kate, chiar Emers acum a revenit, dar a avut o perioadă în care n-a jucat. Funciu nu mai spun și așa mai departe. Impactul fotbaliștilor străini a fost pozitiv. Mai puțin Ogenda și Lucasen, de exemplu, nu s-au impus din ce îmi vine mie acum în minte. Crepulea nu mai era de nivelul Rapidului. Și cam astea sunt, ca să zic așa. Acum sunt curios ce se va întâmpla. Eu aștept cu interes să îl vedem pe Sony și vreau să, nu știu, am vrut să fac acest intro dinaintea meciului cu Oțelul, pe care îl voi comenta la final, evident, și în care să remarc cum ce s-a mișcat chiar bine după Dugazi și să aducă pe cineva care să poată pune presiune, poate până la finalul anului pe Rahmani, pentru că ai nevoie de cineva care să-l dubleze pe Rahmani sau chiar să joace cu el, cum eu am considerat că ar fi trebuit să facă dacă era Dugazi. Dar mai vorbim pe tema asta. Vă salut!